Lăudați să fie Domnul! Mă alătur și eu fraților care au spus câte ceva din cuvântul Domnului în seara aceasta și spune din toată inima încă o dată binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin! Amin. Frați și surori, încet, încet, zilele mele până în Statele Unite se termină. Mâine dimineață voi pleca cu Iulian spre Tennessee, la sfârșitul de săptămână vom sluji acolo, apoi îmi reîntorc luni și marți voi zbura înapoi la München. În prima săptămână când am ajuns aici, imediat, de fapt nu luni, ci marți, după sărbătoarea care ați avut-o, după sărbătorile care le-ați avut în biserică, botezul și cina Domnului, am zburat la Fort Lauderdale, la Florida, la sora mea. Este sora mea mai mare, înaintea mea. Noi suntem 7 frați, de fapt. O femeie care de 15 ani duce o boală în trupul ei. Și după cum am văzut și după cum mi-am dat seama, au fost și două lucrări care le-am primit din partea fraților slujitori din München, cu dar de descoperire, de vedenie. Vremea alergării ei se apropie de sfârșit. Să ne rugăm pentru familia care rămâne, pentru soțul ei, Petrică, copiii sunt mari, căsătoriți, dar despărțirea întotdeauna doare. Suntem în seara aceasta aici pentru că am venit că n-am avut ce face acasă, probabil. Am venit la adunare ca să nu stăm acasă, am venit ca să nu fim împrăștiați, cum a zis cineva. Și dacă tot am venit la biserică și dacă tot ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos, vedeți, noi venim cu diferite stări, le aducem cu noi, vrând nevrând. Am experimentat și experimentăm această situație în biserica de unde vin, în biserica Bethel din München, și de multe ori am văzut că programele de vineri seara, noi avem vineri seara, nu avem joi, datorită faptului că sâmbătă este liber și atunci se poate sta cât vor frații la adunare. Am văzut că programele de vineri seara au o încărcătură spirituală în ce privește deschiderea în rugăciune și în cântare mult mai mare ca și duminică dimineața. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare de ce? Este foarte simplu, pentru că la noi, într-adevăr, situația este puțin mai diferită, se vine de la mari distanțe și vineri seara sunt cei care vin mai de aproape, bineînțeles, dar există ceva. Duminică dimineața, cam de peste tot. Și stările noastre influențează vrând nevrând pe cel de lângă noi. Pentru că dacă tu vii la biserică plin de zel așa și mă duc și laud pe Domnul din toată inima și dai lângă un adormit lângă tine, îți ia tot zelul. Sau invers. Haideți în seara aceasta câteva gânduri sub motoul sau sub titlul care m-a frământat de azi dimineață și pentru asta am să citesc chiar două versete din Scriptură, Ioan capitolul 6, versetul 12. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Aș vrea să mergem în Matei, capitolul 15, când a venit acea femeie cu o durere la Mântuitorul, acea femeie cananeancă, a adus-o pe fiica ei înaintea Mântuitorului și l-a rugat pe Mântuitorul să-i fie milă. Drept răspuns, el, adică Iisus a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis,
Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Dar Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă frimiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Strângeți frimituri. Sau, întrebare, strângeți frimituri? Adunați frimituri? Cum îi? Parcă ne încurcă puțin. Mergeam într-o dimineață la lucru, eram schimbul 1, și era undeva la sfârșit de săptămână și am început să dep în toată săptămâna înapoi, luni, marți, miercuri, joi. Și mi-am făcut așa o autoevaluare și am zis, săptămâna asta care a trecut, cât am citit din Scriptură, cât m-am rugat, cât am meditat la cuvântul Domnului și am ajuns singur la concluzia că toate au fost numai fărâmituri, bucățele așa, când și când, când și când. Frații care ne îndemnau, am fost atent la cele ce s-au spus aici, frații care ne-au îndemnat la timpul de rugăciune, primul frate ne îndemna să prețuim acest dar nemeritat care este harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel poruncește lui Tit și zice să scrie în capitolul 2, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. S-a vorbit după aceea despre înțelepciune, dar parcă nu-i complet când zici înțelepciune. Parcă lipsește ceva. Cuvântul Domnului, dacă îl citim cu atenție și mai ales în cartea Proverbe, o să găsim expresia asta compusă din două cuvinte, înțelepciune și pricepere. Înțelepciune și pricepere. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima să la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere. Numai câteva capitole mai în față, dacă dăm. Capitolul 7. Versetul 4. Zi înțelepciunii. Tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta. Parcă nu le poți despărți de o altă. Ce se întâmplă cu ele? Ce e înțelepciunea atunci? Eu așa înțeleg. Înțelepciunea este acel dar al lui Dumnezeu, acea capacitate cu care m-a înzestrat Dumnezeu pe mine și pe tine, pe unul mai mult sau mai puțin, așa cum se spunea. Hai să vorbim despre înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Unul mai mult, altul mai puțin. Și atunci ce e priceperea? Priceperea este să știi să pui în practică ceea ce ai aici. Cunosc pe cineva în München, care a făcut două facultăți, cu mulți ani în urmă. Până anii 90 l-am cunoscut. Avea o facultate de matematică și una de științe economice, toate terminate cu note maxime. Știți ce lucra omul ăsta? Șofer pe taxi. Deștept, capul mare, dar nu știu să-și pună în practică ceea ce avea aici. Înțelepciunea și priceperea. Doamne, ajută-ne să le înțelegem, că avem nevoie și de una și de alta. Strângeți frimituri. Eu cred că este o vreme în ziua de astăzi când Biserica Domnului se confruntă cu ceva. Și dacă ați întrebat pe tinerii voștri, pe copiii voștri, sau hai să întreb, așa cum am întrebat în München de fapt, câți dintre voi, tineri, dragi copii,
cei care aveți un smartphone, un telefon, câți dintre voi v-ați uitat săptămâna asta la short-uri, la video-urile alea scurte? Maxim 20 de secunde. Câți dintre voi v-ați uitat careva? Eu m-am uitat. Care s-a uitat dintre voi? Bă, dar bine, de alea pocăiești, de alea creștine, nu? N-aveți curaj. Bun. Ok, nicio problemă. Altă întrebare. Câți dintre voi ați luat telefonul sau tableta sau computerul și ați ascultat o predică întreagă de la A la Z? 50 de minute, 45 de minute. Câți? Domnul să vă binecuvinteze. Ați văzut și de alea scurte, numai n-ați avut curaj să ridicați mâna. Și atunci dau seama că biserica, pentru că am văzut un trend, nu știu dacă se spune și în engleză, dar în română este cuvântul ăsta, un trend, adică se tinde înspre acolo, încât luăm din mesaj, din predică, din cântare, câteva secunde, care ni s-au părut nou că au fost cele mai importante spuse, și atunci le dăm drumul online, îl facem viral, îl facem să se uite toți. Și predica este dată la o parte, mesajul, 50 de minute sau 40 de minute, și ne săturăm cu frimituri, cu 10 secunde. Dacă ține mai mult, nici nu se uită, nu se mai uită, dă la următorul. Ăștia suntem noi în ziua de astăzi. Toate să se facă instant. Păi când am venit aici, bine că iese și la noi chestia asta, dar nu e chiar așa bine pusă la punct. Urci în mașină, telefon, sun la Starbucks, cafea. Ești pe drum, aia ți-o pregătesc. Când ajungi acolo, e gata. Sun la aia să-ți facă un sandwich. Totul e din mașină. Tot. Mâncăm în mașină, știu eu, poate și dormim în mașină. Absolut tot, pentru că nu mai este timp. Ca și un fel de drive-in, poate să devină Biserica Domnului ziua de astăzi. Ce ziceți dacă acolo ați face un geam, așa să decupați, să meargă mașinile roată așa, pe după adunare, și la primul geam să stea fratele păstor, să întrebe, să salute prima dată, welcome, bine ați venit la drive-in Betel, ce doriți? Și atunci să zică o rugăciune. Bun, 500, la următorul geam plătește. Următorul. Eu am văzut aspectul ăsta la noi în adunare, acum am parafrazat și îmi cer iertare dacă supăr pe cineva. Am văzut aspectul ăsta în biserică, pentru că vin la adunare, nu s-a atenți la ce se întâmplă în biserică, nu s-a atenți la mesaje, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Bă, omul nu ia seama. Și culmea, știți cine au cele mai mari probleme și ne trezim cu bilete la amvon, rugați-vă pentru mine, rugați-vă. Exact aia care nu s-a atenți în biserică, care numai câte o fărâmitură din când în când așa prind, numai să nu moară. Și atunci noi categoric ne putem și trebuie să ne rugăm pentru cauzele respective. Am lucrat în brutărie înainte de a fugi din România. Astăzi le cumperi gata înghețate, chiflele, pâinea, tot. O dezgheți, o pui la cuptor și în câteva minute ai pită în casă. Am lucrat în brutărie. Păi, frate și surori, era un proces până când ajungea pâinea pe masă. Era un proces puternic. Venea făina în saci, trebuia cernută. După ce a făcută plămădeala aia în malaxoarele alea mari, pus acolo, se făcea plămădeala mare, trebuia să dospească. După aceea iară frământat, iară adăugat făină. După aceea scos afară, frământat, bine, modelat, pus un pic așa să se liniștească aluatul. Și după aceea băgat în cuptor, lăsat să se coacă. Era pâine adevărată. Haideți să fim foarte atenți și la cuvântul lui Dumnezeu, să nu lăsăm să se întâmple așa. Să nu lăsăm ca acest cuvânt care este binecuvântat, este cuvântul lui Dumnezeu. Oricine va adăuga, va avea de lucru cu Dumnezeu. Sau oricine va scoate ceva de aici, va avea de lucru cu Dumnezeu. De aceea să rămânem sensibili la mesajele care se
predic aici, mesajele care se cântă în adunare și să luăm tot. 5.000 de bărbați în afară de femei și copii și s-au săturat toți. Pentru că acele 5 pâini și 2 pești de la cel copilaș au ajuns în mâinile lui Iisus, Domnul Iisus le-a binecuvântat, le-a zis ucenicilor, împărțiți-le, spuneți-le să stea jos, împărțiți-le și dați-le să mănânce. Și s-au săturat toți. Și Mântuitorul vine mai târziu și zice, nu vă îngrijorați ce veți mânca, cu ce veți îmbrăca și ce veți bea, pentru că lucrurile astea neamurile le caută. Voi, noi, voi, eu, tu, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și apoi celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra, inclusiv pâinea aceea de toate zile pentru care ne rugăm. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, Roman 12, vie, sfântă și plăcută, cât în procent? 70%? E mult, nu? E mai mult ca și o fărâmitură. 80%? 90%? 99%? 100%. Oare greu-i? E greu, dragilor, dar e frumos. Viața asta, spunea cineva, că oricum trece și când nu faci nimic. Dar dacă totuși m-am hotărât să fac ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui, haideți să-mi dau toate silințele, spune Petru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit ce? Tot ce privește viața și evlavia. De aceea dați-vă și voi toate silințele. De ce? Pentru că El a dăruit tot. Nu ne-a dăruit o fărâmă, o fărâmitură. L-a dăruit pe Domnul Iisus Hristos. Din dragoste pentru mine și pentru tine. S-a lăsat batjocorit, s-a lăsat scuipat, s-a lăsat hulit, batjocorit și în iureșul bătăilor și al scuipatului și al înjuratului a rostit cea mai mare rugăciune care s-a auzit vreodată sub soare. Iartă-i că nu știu ce fac. Și îi mulțumim că pâinea care s-a coborât din cer, care să dea lumii viață, ori de câte ori venim la cina Domnului, ne aducem aminte că El a venit în totul cu totul. S-a dezbrăcat de sine și a luat robia roabă. Datoria mea și datoria ta, tot pentru lucrarea Evangheliei. Trupul meu, viața mea și absolut tot. Cu alte cuvinte și închei. Purtați de grijă împărăției lui Dumnezeu. Parafrazând Matei 16, căutați mai întâi împărăția. Purtați de grijă împărăției lui Dumnezeu și Dumnezeu se obligă să ne poarte nouă de grijă. Oare credem lucrul ăsta? Slăvească-se numele Lui în veci de veci. Domnul să vă binecuvinteze. Luați cu voi tot ce s-a făcut în seara asta aici. Cântare, mesaj, totul a fost din partea Domnului pentru fiecare. Amin, amin.